Mulțumim Domnului pentru seara aceasta și pentru iubirea Lui care ne-a ajuns și pe noi. Am cântat mult în seara aceasta și s-a vorbit despre măreția Lui Dumnezeu, cât de mare e Dumnezeu. Și toți știm că Dumnezeu este mare. Ne impresionează Dumnezeu cu puterea Lui. Dacă ar fi să vorbim despre puterea Lui, n-ajungem la capăt. Cât de puternic e Dumnezeu? Descrie dacă poți. E atot puternic. Dacă ar fi să ne gândim la cunoștința sau înțelepciunea Lui Dumnezeu, ne depășește. Pentru că Domnul cunoaște totul. E omniscient. Nu-i nimic ascuns de privirea Lui Dumnezeu. Și e frumos să vorbim despre acest aspect. Dacă ar fi să vorbim despre îndelunga răbdare a Lui Dumnezeu, poate că acolo și aici ne găsim și noi, pentru că Dumnezeu a avut multă răbdare cu unii dintre noi. Și datorită acestei îndelungi răbdări a Lui Dumnezeu, a făcut loc în împărăție și pentru noi. Slăvit să fie numele Domnului! Dacă ne gândim la bunătatea Lui Dumnezeu, nu-i ajungem la capăt. Dar dacă ne gândim la dragoste, dragostea Lui Dumnezeu, iubirea Lui Dumnezeu, oare este vreo trăsătură de caracter care mai frumoasă, mai pătrunzătoare, mai plăcută, mai interesantă ca dragostea, ca iubirea? Nimic nu ne impresionează mai mult ca iubirea. Noi suntem ființe care nu putem trăi fără să iubim. Omul care nu poate iubi, îi vai de el, aia nu-i viață. Ce viață e aceea să nu poți iubi pe nimeni? Să nu poți să oferi iubire? E o viață seacă. O viață risipită. O viață fără sens. Să nu poți să iubești. Cei care au copii își concentrează iubirea în copii. Și un lucru frumos, că copiii au nevoie de iubire. Apoi, ce-ar fi viața fără să fii iubit? Ce-ar fi viața fără să fii iubit? Problemele în familie apar când unul dintre soți nu se mai simte iubit. N-ai vrea să stai într-o căsătorie în care nu ești iubit. Cei mai mulți se despart, divorțează datorită acestui aspect. Nu pot să se întoarcă acasă într-un loc unde să nu simtă iubire. Fără iubire, viața n-are sens, n-are valoare și n-are frumusețe. Dacă noi căutăm ceva în lumea aceasta, căutăm iubire. Și nimic, spuneam, într-o paranteză, spuneam și cu ocazia altor nunți, nimic nu ne impresionează mai mult și nu ne place mai mult ca o poveste frumoasă de dragoste. Probabil că tinerii își dau seama mai bine sau pot să înțeleagă mai bine. Din câte cunosc eu,
aproape toate filmele create de Hollywood ascund în ele o poveste de dragoste. Indiferent despre ce este vorba în film, că se zboară pe lună și e vorba de cosmonauți, că e vorba de țăranul de la fermă, că e vorba de detectiv, că e vorba de polițist, că e vorba de medic sau asistentă medicală, n-are importanță despre cine e vorba, despre avocați sau despre criminali. Undeva se ascunde, e un firicel în povestea aceea, fie în filme, fie în cărți, un firicel al iubirii. Cineva iubește pe cineva și vrem să vedem ce se întâmplă cu iubirea asta. Cum se finalizează iubirea? Și interesantă cartea, interesant filmul, interesantă povestea, dacă are o doză de iubire. Altfel, e faină și aventura, e faină și distracția, dar și aventura trebuie să ascundă o poveste de iubire. Și atunci e frumos, e extraordinar. Cele mai mari realizări ale Hollywoodului și a lumii sunt acelea care conțin o poveste de dragoste frumos dezvoltată, care stârnește interesul și care se termină fie foarte frumos, fie foarte tragic. Și oamenii plâng la urmă. Ori plâng, ori se veselesc. Dacă se veselesc, o fost frumos. Dacă plâng, iar o fost frumos. Ca la meci. Dacă a câștigat echipa, e frumos și merg oamenii și trag o beție. Dacă au pierdut echipa, e vai și iar merg oamenii și trag o beție. Asta se întâmplă în lume când e vorba de sport. Povestea de dragoste trebuie să se termine ori bine, ori rău, și frumoasă, și așa, și așa. Orică plângi, orică râzi. Nimic nu ne impresionează mai mult ca dragostea. În seara aceasta aș dori să medităm și să căutăm să cunoaștem ceea ce nu se poate cunoaște niciodată pe deplin. Să căutăm să cunoaștem ceea ce nu se poate cunoaște niciodată pe deplin. Recitez versetele 18 și 19, pentru că în seara aceasta vorbim și medităm la dragostea lui Dumnezeu, la care cred că se referă cuvântul aici. E un cuvânt de învățătură, dar poate că va stârni interesul nostru. Dacă vorbim despre dragostea lui Dumnezeu, și dragostea lui Dumnezeu e aceea care pleacă de la Dumnezeu înspre noi, zic eu că ar trebui să ne intereseze, zic eu că e ceva plăcut, e ceva frumos. Dacă v-a impresionat Titanicul și alte povești grozave, cea mai frumoasă poveste de dragoste adevărată e aici. Și să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos, la care se referă aici, care întrece orice. Să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel ne ajută, vrea să ne ajute, să cunoaștem ceea ce nu poate fi cunoscut pe deplin, pentru că e prea întins, e prea mare, e prea grandios, e prea măreț, e de necuprins. Dar totuși se poate cunoaște, cel puțin în parte, și în momentul în care cunoaștem ceea ce nu se poate cunoaște pe deplin, ajungem plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Ajungem plini de Dumnezeu în momentul în care cunoaștem dragostea lui Dumnezeu, la nivelul la care se poate cunoaște. Dimensiunile dragostei dumnezeiești, la ce subiect poposim în seara aceasta? Dimensiunile dragostei dumnezeiești, 3 de D folosim pentru o dragoste
Quadridimensională. Quadridimensională. M-aș fi bucurat în limba română să avem patru-dimensională. Că avem tridimensională și ar fi foarte fain patru-dimensională. Dar n-avem în limba română patru-dimensională, avem quadridimensională. Ok? Ca să fie mai complicat un pic, să ni se împleticească limba. Da? Așa este și căutăm să o păstrăm așa cum e în limba română. Puteam să avem patru de di. Dimensiunile dragostei desăvârșite dumnezeiești. Dimensiunile dragostei desăvârșite dumnezeiești. Dar ori trei de di, ori patru de di. Dragostea lui Dumnezeu este quadridimensională. Adică are patru dimensiuni, deși că lumea pe care noi o cunoaștem e numai din trei dimensiuni. X, Y și Z. Cei care cunosc matematică sau cei care sunt mașiniști, ei știu că în aceste trei dimensiuni lucrează. Lungime, lățime și înălțime. Ăsta e geometria în spațiu. Dragostea lui Dumnezeu se pare că este quadridimensională, adică are patru dimensiuni descrise de Apostolul Pavel aici. Și ne oprim la prima. Prima e lărgimea. Lărgimea. Toate le găsim în versetul 18. Lărgimea dragostei lui Dumnezeu. Asta se referă la lățimea, cât de lată e iubirea. Când vorbești de lățime, te gândești la cât poate cuprinde. Cât poate cuprinde dragostea lui Dumnezeu. Eu pot să cuprind aproape 2 metri. Unii mă întreabă ce înălțime am, dacă am 2 metri. Eu am 1,95. 5 centimetri mai puțin de 2 metri. Aproape 2 metri. Și probabil că știți că înălțimea omului e aproximativ cu lățimea lui. Dacă întinzi mâinile așa, de la vârful degetului de aici până la vârful degetului de aici, e aproximativ înălțimea omului. Fiecare dintre noi, dacă întinde mâinile așa și ne măsoară cineva, aproape. Cât poți să cuprinzi? Cât poți să cuprinzi? Că nu poți să cuprinzi numai cât de mare ești. Eu pot să cuprind un pic mai mult decât alții care sunt mai mici, dacă e vorba de cuprins. Domnul Iisus Hristos la Golgota a cuprins lumea. El e singurul care poate cuprinde toată lumea. Dacă știți, și probabil că s-a mai amintit lucrul acesta și de alții și de mine, copiii, și noi când îi învățăm pe copii, vorbim despre dimensiuni și despre lungime, spunem atâta cât vrei din salam sau din cărnaț. Aici nu prea se mănâncă salam sau cărnaț sau hot dog. Vrei hot dog din ăla atâta sau din ăla atâta? Sau pâine din aia mai lungă sau mai scurtă? Noi măsurăm lucrurile în lungime sau, mai corect, în lățime. Cât de wide, cât de lat să fie. Dacă îl întreb pe copil cât iubește jucăriile, poate că copilul spune atâta iubești jucăriile, cât iubești somnul, depinde dacă e obosit. Dacă e obosit, iubește mult. Dacă nu, numai să nu-l trimiți la culcare pe copil. Ce ciudățenie. Când ajungi mare n-ai timp să dormi și când ești mic trebuie să iai bătaie ca să mergi la culcare. Cât iubești somnul? Îți arată cam atât. Cât iubești pe mătușa? Cam atât. Cât iubești pe mami și pe tati? Păi pe mami și pe tati copilul își întinde mâinile la maxim. Ca să arate că mai mult de atât nu poate. Ăsta e maxim. Maxim e cât a iubit Dumnezeu și cât iubește Dumnezeu lumea. Modul în care Domnul Iisus Hristos și-a întins brațele la Golgota. Lățimea e cât poate cuprinde. Cât cuprinde dragostea lui Dumnezeu? Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Pe câtă lume poate cuprinde dragostea lui Dumnezeu? Pe oricine. De la plus infinit până la minus infinit. Nimeni nu poate să se auto-excludă.
Nimeni nu poate să spună, pe mine nu m-a cuprins. Eu am fost în afară. Până și tânărul bogat din Marcu 10, care se părea că e afară și el s-a scos afară, a fost cuprins în dragostea lui Dumnezeu. Așa mi se pare de interesant că dintre cei trei evangheliști care redau această întâmplare, Luca, Marcu și Matei, Marcu, în versetul 21, Marcu 10 cu 21, surprinde faptul că Iisus l-a iubit. Iisus l-a iubit. Ceilalți nu specifică lucrul acesta, dar Marcu îl scoate în evidență. Tânărul bogat, care era îndrăgostit de bogăția lui, de averea lui, care era lipit cu inima de pământ. Și pentru el era dragoste ca să fie salvat. Nimeni nu poate să spună, dragostea lui Dumnezeu nu mă poate cuprinde. Nimeni nu poate să spună, eu negru sau brun sau roșu sau galben sau alb și nu-i pentru mine. Nimeni nu poate să spună, eu sunt analfabet, eu n-am numai două clase sau eu sunt profesor universitar și nu pot să fiu cuprins. Nimeni nu poate să spună, eu sunt sărac, trăiesc de la paycheck la paycheck, de la salar la salar, de la săptămână la săptămână. Pentru mine nu se poate să ajungă această dragoste, sunt prea sărac. Sau eu sunt Warren Buffett sau eu sunt un alt miliardar, Steve Jobs, care a plecat nemântuit din lumea aceasta. Nimeni nu poate să vină înaintea lui Dumnezeu și să spună, pe baza etniei sau a limbii sau a culorii sau a categoriei sociale sau a vârstei sau a averii sau lipsei de avere, să spună, dragostea lui Dumnezeu nu este și pentru mine sau nu mă poate cuprinde. Care-i lărgimea sau lățimea iubirii? De la minus infinit la plus infinit. Pe toți îi cuprinde această dragoste. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu în seara aceasta că într-o zi ne-a cuprins și pe noi. Ne-a ajuns și pe noi. Slăvit să fie numele Lui. A doua dimensiune e lungimea. Lungimea. Tot în versetul 18. Lungimea se referă la durată, la întinderea în timp. Cât durează? Cât durează? Cât ține această dragoste? Isaia 61:2 vorbește în mod profetic despre Mesia care urma să vină și să vestească anul de îndurare al Domnului. Și după aproximativ 750 de ani a venit Mesia și a împlinit profeția și a declarat anul de îndurare a Domnului. Cât a ținut anul de îndurare a Domnului? Cât a ținut? Un an calendaristic? După ceasul nostru? Anul de îndurare a Domnului a ținut până în anul 2015. Azi cât e? 1 noiembrie azi? 1 noiembrie. Wow, mai avem câteva săptămâni, Thanksgiving și apoi sărbătorile. Penultima lună din an. Când am ajuns în noiembrie? A ținut anul de îndurare al Domnului. Și dragostea lui Dumnezeu s-a extins și în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună, în fiecare an și a ajuns până la noi. Anul de îndurare, iată că a ținut aproape 2000 de ani. Nimeni nu se poate scuza sau nu se poate considera într-o perioadă de timp în care dragostea lui Dumnezeu nu e activă.
în care să spună s-a epuizat, a expirat dragostea lui Dumnezeu. Tocmai înainte de mine s-a împărțit la toată lumea dragostea și când să ajung eu, s-au închis ușile. Unii dintre dumneavoastră vă mai aduceți aminte de vremurile de odinioară frumoase din epoca luminii din România, când lumina era numai pe cer, nu în sat și în oraș. Lumina venea numai de la Dumnezeu, nu de la București. Țineți minte cozile acelea interminabile. Țineți minte când stăteau oamenii la coadă și nici nu știau exact ce o să vină la magazin. Dar au început câțiva să se pună la rând, aduce marfă. Zice, de ce stai la rând? Nu știu exact, dar aduce marfă. Măi, și dacă aduce marfă, cumpăr orice, că ceva bun o să fie. Și stătea lumea la rând, la marfă, să pună mâna pe ceva, da, dacă iasă cafea, dar dacă aduce blugi original, dar dacă aduce țigări din Bulgaria, mai știu eu, da, dacă vine carne, dacă vine laptele, dacă vine pâinea, dacă aduce zahărul. E, mai târziu s-o dat rație și a ajuns pentru toată lumea câte un pic. De câte ori ai stat la rând și s-o terminat în fața ta? Poate și aici în America ai mai pățit. Zice, we're closed. Ori se închide, ori nu mai e marfă. Ori se închide, că a expirat timpul. E ora închiderii. Și vine tocmai înaintea ta. Zice, I'm sorry, până aici mai luăm customers, mai luăm clienți, până aici. De aici nu mai putem. Dom'le, dar lăsați-mă, nu mai putem, că uite, mai sunt și alții, bă, lăsăm pe toată lumea. Până aici. Și ești așa frustrat. Și așa te enervezi, și așa te necăjești, și așa te consumi. Că s-o termina tocmai înaintea ta. Un lucru bun să se ofere și tu să n-ajungi la el. Dragostea lui Dumnezeu nu e așa. Lungimea acestei dragoste continuă până în ziua în care se va opri, dar nu s-a oprit încă. Nu s-a oprit încă. Ce se întâmpla dacă se oprea la satul vecin, n-ajungea la dumneata în sat sau la dumneata în oraș? Ce se întâmpla dacă se oprea în Bulgaria și nu intra în România? Ce se întâmpla dacă se oprea la ruși și nu intra la noi? Sau dacă se oprea la unguri? Dar iată că a intrat în România și a intrat în satele noastre și a intrat în casele noastre și a intrat în inima noastră. Și această dragoste continuă. Și a ajuns până în seara aceasta, în momentul de față. Dragostea lui Dumnezeu a ajuns până aici și a ajuns până la tine care ai urechea deschisă și asculți aici în sală sau prin internet sau prin intermediul televiziunii Credo. Asculți vorbindu-se despre această dragoste. Care este lungimea dragostei? E interminabil până în momentul în care Dumnezeu pune punct și pune capăt istoriei. Până în momentul în care pleci din lumea aceasta. Termenul de garanție sau oferta unui produs stabilește durată sau lungime de timp în care e valabilă oferta sau calitatea produsului. Cumperi o haină, cumperi o conservă, mai ales alimente perisabile, au un termen până la care trebuie să se consume. Și apoi se expiră și poți să le arunci la gunoi. Ce mare har pentru mine că dragostea lui Dumnezeu n-a expirat. Ce mare har că a ajuns la mine și ce mare har că a ajuns la tine. Și dacă este cineva în seara aceasta care n-a primit, n-a fost cercetat de această dragoste, să știi că dragostea lui Dumnezeu încă acționează, încă e reală, încă e autentică. Încă continuă să atingă inimi și oameni. Care este adâncimea? În al treilea rând, am văzut lărgimea puțin, lărgimea, lungimea, adâncimea. Adâncimea dragostei. Când vorbim de adâncime, te uiți în jos, cât de adânc e, nu? Noi nu prea
Am văzut fântâni aici, mai mari, dar la țară, în România, am văzut fântâni. Cât de adâncă e fântâna? A, dar avem fântână. Slavă Domnului că avem fântână aici. Câți dintre dumneavoastră vă duceți apă de aici, de la fântână? Domnul să vă binecuvinteze. Vi-e greu să ridicați mâna sus, dar nu vi-e greu să luați apă. Slavă Domnului pentru toate că ne-o dă. Apa asta e, fântâna asta e la vreo 430 de feet. De la 360-365 de feet de picioare, începe apa. Și apa continuă până la 430. Și pompa îi până la vreo 410-15, aproape de partea de jos. Chiar de partea cea mai adâncă. Dar nu-i chiar jos, ca să nu tragă praf, să nu tragă nisip, să nu tragă mizerie. E adânc, așa-i? 150 de metri și apa așa de bună și așa de curată. Zicem, slăvit să fie Domnul. Când vorbești despre adâncime, te gândești în jos, te gândești la groapă. Gropile sunt adânci. Care e adâncimea? Când vorbim despre adâncimea dragostei lui Dumnezeu, ne gândim la cât de jos poate coborî această dragoste. Cineva s-ar putea gândi sau și-ar putea pune întrebarea: oare n-am căzut prea jos ca să mă mai ajungă dragostea lui Dumnezeu? Oare nu sunt prea jos? Oare groapa mea nu este prea adâncă pentru Dumnezeu? Evanghelistul Ioan descrie această adâncime a dragostei divine mai bine ca oricine, cel puțin prin două exemple. Primul exemplu este samariteanca la fântână, în Ioan 4. Samariteanca la fântână. Samariteanca nu avea nicio șansă, după niciun standard omenesc, după nicio tradiție evrească. N-avea nicio șansă. Nicio șansă. În primul rând era samariteancă. Nu era pur sânge evreu. Era samariteancă. Țigancă. Ok? Cetățean de mâna a doua. În America, cei care sunt străini, sau unii spun despre mexicani, alții zic de români, alții zic de chinezi, că-s de mâna a doua. Nu sunt americani, americani. Slavă Domnului că toată America e din emigranți. Dacă cineva merge pe fir, își dă seama că a venit de undeva și majoritatea a venit din Europa, de undeva. Sau aici suntem toți pe teren egal. Dar în alte țări e mai greu. Femeia asta era samariteancă. N-avea acces așa cum aveau evreii. Apoi, era o femeie care a fost căsătorită de 5 ori și acum trăia în concubinaj. Și ziua în amiaza mare a mers să scoată apă. Femeia asta era căzută prea jos ca să mai poată fi salvată după orice gândire omenească de atunci. Domnul Iisus n-avea ce să stea de vorbă cu femeia asta. Ținem cont și de faptul că pe vremea aceea femeile erau cetățeni de mâna a doua. N-aveau valoarea pe care o aveau bărbații atunci, în perioada aceea. Și iată că Domnul Iisus se oprește și stă de vorbă cu femeia la fântână și îi oferă apa vieții. Dragostea lui Dumnezeu a coborât și în groapa ei. Iar fi strigat de jos: Doamne, nu mă poate nimeni salva de aici, nimeni nu mă poate scoate. Și Domnul spune: eu tocmai pentru persoane ca tine am venit în lumea asta. Dragostea lui Dumnezeu coboară în cea mai adâncă groapă. Apoi, al doilea caz e femeia prinsă în preacurvie. Femeia prinsă în preacurvie. În Ioan capitolul 8. Un caz clar. Nu mai e nevoie de avocați într-un astfel de caz. O femeie prinsă în păcat și martori care aduc în fața mulțimii.
Femeia aceasta a păcătuit, legea e clară, avem martori care confirmă păcatul ei, execuția e decisă. Nu-i șansă de scăpare. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați mai văzut pe YouTube, în Orientul Mijlociu, execuția femeilor. Nu știu dacă ați văzut ori tăierea capului, ori împroșcatul cu pietre. Și te îngrozești și spui, wow, gravă pedeapsă. Nu știu ce era în inima acestei femei. Femeia era vinovată. Femeia știa că toate cele care au păcătuit ca și ea înainte au fost împroșcate cu pietre și au murit. Femeia își cunoștea soarta. Nu știu ce a trecut prin mintea ei atunci. Probabil, zic eu, că a fost o rugăciune de pocăință. Doamne, Doamne, am păcătuit. Doamne, am păcătuit. Mă așteaptă moartea. E garantată moartea. Îs martori aici. E legea și Moise care strigă moarte. Și sunt oamenii pregătiți cu pietre și bolovani ca să mă ucidă. Nu era nicio șansă. Era imposibil să fie salvată femeia aceasta. Și i-a dus-o la Domnul pentru ca să-l testeze, să-l ispitească, să-l prindă. Îl prindem, îl prindem. Și aici mă uimește înțelepciunea Domnului și, bineînțeles, dragostea Lui, dar modul în care a procedat. Spuneai că nu este soluție. Oamenii au venit în fața Domnului Iisus și au zis, vezi, femeia asta a fost prinsă în preacurvie. Aici sunt martorii care declară. Aici e legea și Moise care rostește sentința. Tu ce zici? Ce zici tu? Dacă spui că e nevinovată, ești absurd. Sunt martori aici care spun că e vinovată. Dacă spui că legea nu-i bună, te ridici deasupra lui Moise, devii un profet mincinos. Dacă spui să o lăsăm să plece, și asta e o decizie absurdă. Tu ce zici? Ce zici? Pentru câteva momente, prima dată când am citit pasajul, m-am pus și eu acolo, în locul Domnului și am zis, Doamne, ce să zic? Și n-aș fi avut răspuns. N-aș fi avut răspuns. Ce să zic? Femeia merită să fie pedepsită, dar aș căuta o soluție ca să scape cu viață, să se pocăiască și să capete iertare. Dar cum? Cum să faci lucrul ăsta? Și găsește Domnul soluția. Primul care este nevinovat și fără păcat între voi, să ia piatra și să arunce. Da, e vinovată femeia, aveți martori. Merită să moară, Moise are dreptate, legea este bună. Primul dintre voi care e nevinovat, care n-a făcut niciun păcat, să ridice piatra și să dea cu piatra în ea. Și să rezolvă problema. Dispar toți, ascund toți. Conștiința e mustră, bine că au avut conștiință. Dacă erau vreo trei din ăștia fără conștiință, care ziceau, oh, eu n-am niciun păcat, dar se pare că oamenii au avut conștiință și fiecare s-a simțit vinovat. Măi, eu n-am curvit ca femeia asta, dar l-am păcălit pe vecinul atunci când i-am vândut grâu, am băgat o piatră acolo sau am folosit cântarul ăla fals, l-am șmecherit. De cum știu să facă evrei afaceri, nu știe nimeni în lumea asta. Și îs ei corecți, dar nu ei cei mai corecți. Că și românii copiază, și românii sunt buni la business, dar și dacă te prinde, te arde și te păcălește și te înșală, și dacă nu ești pe fază, trebuie să ai foarte mare grijă. Dar am ajuns la concluzia că așa și americani, așa și mexicani, și așa e toată lumea, că e natura umană. Numai noi punem etichete, dar toți îs la fel. Ei, atunci oamenii mustrați în conștiință au zis, fiecare, și eu sunt vinovat. Nu-s vinovat ca femeia asta, dar am o vină. Și au dispărut toți. Au dispărut toți. Și Domnul o întreabă pe femeie, femeie, unde sunt pârâșii?
Unde sunt cei care te condamnă? Nu știu, Doamne, nu. Nu mă condamnă nimeni. Dar știți că femeia stătea în fața singurei persoane în univers care avea dreptul să o condamne? Știți că Domnul Iisus avea dreptul să ia piatra și să o lovească? Știți că El putea să o condamne? El era nevinovat. El în toată mulțimea era singurul sfânt și fără păcat, neprihănit. Dar Domnul n-a venit ca să o condamne pe femeie. Domnul a zis, nici eu nu te osândesc. Du-te, dar să nu mai păcătuiești. Cât de adâncă e dragostea lui Dumnezeu, cât de jos poate coborâ, până acolo unde ai căzut. Atâta poate coborâ dragostea. Până acolo unde ai căzut. Doamne, dar am căzut prea jos. Nu există. Nu există. Diavolul te păcălește și te minte și spune că ai căzut prea jos. Nu este groapă prea adâncă în care dragostea lui Dumnezeu să n-ajungă și să te ia de mână, să te scoată afară. Binecuvântat să fie numele Lui. Dragostea lui Dumnezeu coboară la cea mai mare adâncime. Cât de jos coboară, cât de jos ai căzut. Și apoi, în ultimul rând, înălțimea. Care e înălțimea? Înălțimea vorbește despre ceva ce e sus. Cât de sus poate urca? Cât spațiu poate acoperi între noi și Dumnezeu această dragoste? Că e mare distanța. E mare distanța între noi și Dumnezeu. Când noi spunem, Doamne, sunt mic, să știți că avem dreptate. Știți că avem dreptate. Doamne, eu sunt un fir de praf, da, așa e. Doamne, ești neînsemnat, da, așa e. Dar Dumnezeu e mare și ne dă valoare, binecuvântat să fie numele Lui. Și ce e frumos e că distanța asta infinită între noi și Dumnezeu e acoperită de dragostea Lui. E acoperită de dragostea Lui. Istoria omenirii e reprezentată de o luptă continuă a omului de a acoperi această distanță. Cum să ajung la Dumnezeu? Și omul n-a reușit. De-a lungul istoriei n-a reușit să se înalțe, să se ridice până la Dumnezeu. Dar a acoperit această distanță Dumnezeu cu dragostea Lui, binecuvântat să fie numele Lui. Efeseni 1:3, Coloseni 3:3 ne arată și un pasaj și celălalt că dragostea lui Dumnezeu ne-a luat și ne-a ridicat, ne-a așezat în Hristos. Ne-a așezat în Hristos. Suntem în El, aparținem Lui. Suntem trecuți pe numele Lui. Și 1 Ioan 3:2 ne arată că acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Ce va fi nu s-a arătat încă, dar când se va arăta El, vom fi ca El. Vom fi ca El. Dragostea lui Dumnezeu acoperă această distanță între noi și Dumnezeu până când ne va face și pe noi ca El. Cât spațiu acoperă dragostea lui Dumnezeu între noi și El? Tot spațiu. Nu mai e nicio distanță. Cât de departe, cât de sus e Dumnezeu față de mine și față de tine în seara aceasta? Deloc. El e aici. Dragostea Lui l-a coborât. De la plus infinit l-a coborât la zero aici. Cu noi, cu mine și cu tine. În seara aceasta, toată această dragoste a lui Dumnezeu a acoperit acest spațiu. Nu mai e niciun gap. Nu mai e niciun loc gol. Nu mai e nicio distanță. Nu mai trebuie să-ți pui întrebarea, Doamne, cum să ajung la Tine? Unii zic, Doamne, aș vrea să ajung la Tine, aș vrea să Te cuprind, Doamne, aș vrea să Te simt aproape. Domnul este lângă Tine dacă Îl accepți, dacă Îl crezi, dacă Îi spui da dragostei Lui. Așa de mult ne-a iubit că a coborât până la noi și plus infinit înălțimea asta.
Golul acesta a fost umplut de dragostea lui Dumnezeu. În momentul în care un om cunoaște lățimea sau lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, cunoaște la nivelul la care se poate cunoaște, că doar cuvântul ne-a spus în seara aceasta, că aceste dimensiuni depășesc orice cunoștință. Nu le putem cunoaște pe deplin, dar la nivelul la care putem să le cunoaștem, în momentul în care pătrundem acest adevăr, suntem plini de Dumnezeu. Dumnezeu ne umple de toată plinătatea Lui. Și asta nu e altceva decât dragostea lui Dumnezeu. În momentul în care omul pricepe dragostea lui Dumnezeu, să lasă de păcat. Să lasă de păcat omul. Momentul în care înțelege și pricepe dragostea lui Dumnezeu, momentul în care înțelege și pricepe dragostea lui Dumnezeu, renunță la ambițiile lui și caută voia lui Dumnezeu. Toate problemele se rezolvă din punct de vedere spiritual în momentul în care un om acceptă și înțelege dragostea lui Dumnezeu. Pentru că omul își dă seama că Dumnezeu a făcut totul și că ce a făcut Dumnezeu noi nu puteam să facem. Că noi nu ne puteam salva singuri. Că noi nu puteam să ajungem la Dumnezeu. Dar Dumnezeu în dragostea Lui s-a coborât de la noi și ne-a învățat care-i lățimea dragostei. Faptul că îi cuprinde Dumnezeu pe toți. Ne-a arătat care e lungimea dragostei, faptul că dragostea lui Dumnezeu nu expiră. Nu expiră și n-a expirat nici în seara aceasta. Ne-a arătat Dumnezeu care e adâncimea și faptul că nu-i groapă prea adâncă în care să nu poată coborî dragostea lui Dumnezeu să-l scoată pe om afară. Și am înțeles că dragostea lui Dumnezeu acoperă spațiul acesta infinit gol între noi și Dumnezeu. Dumnezeu acoperă acest spațiu și El devine una cu noi și ne umple de toată plinătatea Lui. Dumnezeu să binecuvinteze poporul Lui cu înțelegerea, cu priceperea acestei iubiri a lui Dumnezeu. Pentru că, repet, atunci când înțelegi că Dumnezeu te iubește cu adevărat și te iubește cu o iubire negrăită și te iubește cu o iubire infinită, în momentul acela îți schimbi viața și nu mai trăiești cum vrei tu, ci trăiești cum vrea Dumnezeu. Și eu zic, Domnul să ne ajute pe noi ca adulți și Domnul să ajute copiii noștri să trăim așa. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului.